A venit moșul. Moșul știe că eu filmez în avans și e tradiție de 6 ani de când fac YouTube și a venit mai devreme cu o zi, ca de obicei. Yay, hai să vedem ce avem și mi le-a pus la Adidas pentru că eu cu Adidas și fac recuperarea. Oh my god! Neața, oameni dragi, iată că am revenit cu un nou vlog la voi și data asta vreau să împărtășesc cu voi cadoul de Moș Nicolae. De când am început eu să fac YouTube, s-a schimbat data în care vine Moș Nicolae, în sensul în care de obicei venea pe 6 și de obicei nu era atât de, cum să zic eu, încărcat. În sensul în care când eram eu mică de Moș Nicolae primeam mai mult dulciuri, portocale, clementine și aveam și ceva cadou, dar era mai micuț așa. Ei bine, moșul anul ăsta s-a întrecut ca lumea rău de tot și mi-a adus o grămadă de bunătăți. În primul rând avem aici, doamne, deci e foarte, foarte grea. Și mai avem și un calendar advent. Pentru că, da, deci unde se crede am stat cu două calendare advent în casă. Cred că așa trebuie făcut, că altfel... Da, în fine. Să știți că și eu am făcut un mic cadou. Ideea este că de obicei adoram să merg la cumpărături să fac cadouri de Crăciun, de Moș Nicolae, de Moș Crăciun, dar, na, din păcate anul ăsta nu s-a putut. Dar aveam eu ceva pregătit de dinainte, parcă, nu știu, parcă într-un fel am simțit sau nu știu cum s-a întâmplat și le-am pus și eu părinților mei ieri la baie, aseară înainte să mă culc și tata mi-a spus că, wow, ne erau tot înainte pentru că lucrușoarele mele nu erau pregătite încă, că le-a pregătit mama dimineața, dar bine, trecem peste. Hai să vedem ce se află înăuntru acestei cutii și avem niște trufe. Doamne, deci eu ador trufele, deși eu nu sunt mare fană chestii dulci, să știți că trufele sunt unele dintre preferatele mele. Abia aștept să le mănânc. Apoi, Ferrero, pentru că ador Ferrero. Așa arată, abia aștept să mă bag în ele. Și, wow, e ceva greu. Ia să vedem. Vai! O căsuță în asta, chiar mă uitam cu mama. Văzusem la Larisa Irimia, că te pup, draga mea, are și un canal YouTube să mergeți să o urmăriți. Soțul ei, Cristi, este pasionat de astfel de căsuțe și chiar mă uitam cu mama la cât de frumoase sunt. Și văd că mi-a luat și mie, vai de capul meu. Nici nu știu unde o să o pun. Vai de capul meu. La asta chiar nu mă așteptam. Cât de frumos e făcută. Cu scena. Ce scenă e asta? Din Niezle oare sau nu? A. Cred că aici este atunci când au venit cei trei magi. Da. Ia uitați. Cu pruncul, cu Fecioara Maria, cu Iosif. Wow! Vai, dar peste tot am făcut numai verdeață din asta. Ups! Apoi, alte dulciuri. Kinder Chocolate. Da, ce drăguț e pachetelul. Ia uitați. Foarte, foarte drăguț. Deci, o să am ciocolată fără număr. Yay! Ia uite, mi-a luat mama șervețelele acelea de pus pe masă cu gnomi. De fapt, e un... De fapt, scrie pe ea? A, nu, am crezut că scrie ceva pe ea, dar nu. Ia uitați-vă, cât de drăguț! Oh my god! Și nu puteau să lipsească clementinele, pentru că clementinele sunt viață, eu le ador. Și mai avem și jeleuri. Jeleurile mele favorite, astea de la Nim 2, Smile Gummy,
softies sunt foarte moi pentru cei care au probleme cu dinții. Astea sunt geleurile perfecte. Și avem și un calendar advent, un alt calendar advent. Cred că ar trebui să fac eu, cum îi spunem, să fac și ceva pe TikTok. Ar cam trebui și poza de thumbnail, oh my god. Așadar, moșul ăsta este un năzdrăvan. Hai să vedem. Ah, ok, este că asta are... Yes. Asta e doar o... Îl țin așa în fața mea sau să-l țin pe mine. Așa arată. Și știți că vă ziceam la un moment dat că am trimis-o pe mama să-mi cumpere calendarul advent de la Balea? Ei bine, se pare că îl luase și pe ăsta de la Alverde. Cei drept, nici eu n-am fost foarte hotărâtă când m-a întrebat pe care vreau să-mi-l ia și adică am găsit și unul. Și am zis așa că până la urmă hai Balea. Dar uite că draga de ea mi-l pregătise și pe ăsta. Ăsta față de celălalt nu are mesaje, din câte văd eu. Și avem, ce? Body lotion, care arată cam așa. Sunt foarte cu asta de miros. Vai! Dar că trebuie să mă dau un pic. A ce zic că miroase ăsta? E un miros interesant în sensul în care parcă simt și ceva miros de plante, ceva natural, așa. A, uite, cu eucalipt și zitron. Cred că lămâie. Ple... ceva duș. O fi gel de duș? Sau... A, vai cât de bine miroase asta! Vai! Vai, ce bine miroase. Nu știu, nici asta, nu știu ce să vă spun că miroase, e ceva foarte dulce. Apoi, numărul 3. Asta nu-mi place mie la calendarele astea advent, hai că am găsit, că nu scrie, domnule, exact, să știi ce e, cum e. A, cât de drăguț e! Un balsam de buze și uitați-vă și voi ce ambalaj frumos are. Doar o să-l miros. Nu pot să-mi dau seama la ce miroase sau dacă miroase, că la fel cum am făcut și cu celălalt calendar advent, câteva dintre produse o să ajungă și la alte persoane pentru că le voi face cadou. Apoi mai avem un șampon, la fel, nu mă bag pe partea de șampon că folosesc eu produsele mele, numărul 5. Wow, ce ambalaj drăguț are. Nu știu ce e ăsta spulung. Mitem Duftvon. Ar trebui să mă uit totuși pe chestia asta. Calendar. Ok. Deci numărul 2 a fost gel de duș. Apoi 5 balsam de păr. Ok. Deci ăsta e un balsam de păr. Miroase bine. Nu m-am putea ține și la mirosit totuși. Numărul 6. Și vreau să mă uit așa să văd care dintre ele merită mai mult. Cel de la Balea sau cel de la Alverde. Aici avem apă micelară. Și mă bucur foarte mult să știți că mie îmi place apa micelară de la Balea. Ia să vedem. Mai am foarte puțin din cealaltă și o termin. Nu are miros. Eu am ceva cu mirosul, dar ambalajele sunt absolut delicioase. Încerc să nu petrec foarte mult timp pe fiecare căsuță, că nu vreau să fac clipul de o oră. Hai să vedem numărul 6. A, asta a fost 6. Numărul 7 atunci. Wow, 7 e ceva mic. Ce avem aici? Cred că e... A, Schaumbad... cred că e un fel de... Cum îi spune? Ceva... spumă de... Ia asta să vedem. Da, spumă de baie. Super tare cu... portocale și...
ceva floare, nu știu ce floare e aia. Așa arată. O băgăm la loc. Bine, dacă reușim. Mamă, ce forțoasă sunt! Forța fie cu mine. Avem un peeling. Ia să vedem. Îmi pun un pic pe mână. Wow, dar ce particule mari! Nu mă așteptam la asta, nu știu dacă o să vedeți voi pe cameră. Care o particulă neagră, așa. Mai multe, de fapt. Ia. Nu dau seama. Aaa! Mamă, dar are un miros... Mamă, ce piele fine mi-a lăsat. Are un miros foarte fin, așa, foarte... Foarte interesant. Numărul 9. Unde ești tu, 9? Ah, m-am găsit. Ia să vedem. Asta este o cremă de față. Nu știu dacă e de dimineață sau de seară, trebuie să mă uit, cu extract de alge și aloe vera. Ah, se va arăta ambalajul. Așa arată el. Ah, ce frumos miroase. Mamă, și ce textură. Bine, am dat undeva. Vai, deci mie îmi place mirosul ăsta, nu știu cu ce e, dar îmi place mirosul. Vai de cap meu. Mi-aduce aminte de ceva, dar nu pot să-mi dau seama de ce mi-aduce aminte. Apoi, numărul 10. 10. Nimeni nu ne întrece. Unde ești tu, 10? Avem... mai avem o... Dar asta ce doamne arată mâine dacă aia e? Oh, deci numărul 10. Apă micelară. Ah, la numărul 6 era o apă facială și asta este apa micelară. Ok. Ies de asta miroase. Toate au un miros, dar nu pot să-mi dau seama, ceva ca o sare de baie sau sare de lămâie sau nu știu. Numărul 11, îl văzusem. E ceva foarte subțire. Ah, da, de aia e foarte subțire că avem încă un body lotion. Deci, eu am la creme de corp. Vai, asta miroase a ceva bombonele sau ciocolată, ciocolată caldă, super, așa, numărul 12, uite că l-am găsit, era chiar în fața mea, un gel de curățare a tenului, arată el așa. A, și ăsta e cu mirosul ăsta care îmi place mie, deci ador. Așa, numărul 13. Și mai avem ceva, o mască. Tot așa, cu shea butter și cu alge. Dar uitați-vă și voi cât de drăguț e ambalajul. Ce vreau să vă spun este că sunt două pliculețe. Și azi de ce e la numărul 14, că tot e ziua mea de naștere. 14 aici jos. Te rog să fie ceva frumos. Iar o mască sau? Ce asta? Iar un shaun bag de asta, spumă din asta. Mie îmi plac foarte mult. Abia aștept să pot să stau și eu în cadă cu ele, pentru că momentan nu reușesc, dar o să reușesc. Iar din 15. Avem make-up, ceva cu make-up, deci numărul 15 e demachiant. Wow! Drăguț, este dacă e... eu cred că un demachiant pe bază de... pe bază de cremă. N-am mai avut un demachiant de ăsta cremos de foarte, foarte mult timp. N-are miros așa. Sau, cel puțin nu simt eu. Ia să vedem numărul 16. L-am găsit pe 17, dar
Nu știu unde e 16. 16. Unde o fi? 16, 18 l-am găsit. A, gata, 16 era aici. Da. E ceva așa mai mare. A, cred că e, nu știu, un gel de duș sau... cred că tot un gel de duș, da. Asta tot așa cu... Da, asta e cu lavandă și patchouli. Dar eu mai mult simt lavanda decât patchouli. Așa, numărul 17 era sus aici. Să vedem. O mască de păr bio, la fel, asta rămâne așa că nu folosesc. Sau folosesc, dar nu... Apoi, pus balsamul ăsta, parcă era de ăsta de picioare. Cu aceeași aromă. Așa. 19. Mai avem un pic și terminăm. Ia. 19 e aici. Avem o cremă de seară cu hamamelis extract. Dar îmi plac ambalajele foarte mult. Deci, ia să vedem. Foarte plăcut miroase. Îmi place și asta. Așa, 20. Ce să fie? Cred că e Ogen Cream, asta cred că înseamnă cremă de ochi. Da. Și uitați cât de drăguț e ambalajul și pe spate. Nu știu dacă... Vedeți? Cu om de turtă dulce. Așa. Apoi 20, 21, găsești 21. Au. Express hand cream. Man. Ia, unde să mă mai dau? Ca să miros. Aoleu, ce bine. Ce bine miroase ciocolată. Așa. 22 este un alt gel de duș. Avem la gelul de duș acum, asigurați. Suntem asigurați, am zis. Cu Rotten Baron. Cred că astea sunt fructe de pădure. Vai, de ce bine miroase asta. Doamne. Așa, sau nu știu că sunt fructe de pădure, dar e ceva care miroase foarte bine. Apoi 23. Și doamne, iată, nu fie aici. Asta e întoarsă. Primer. Wow, nu mă așteptam la un primer. Foarte tare. Azi, dacă e așa siliconat sau... Ce primer... Nu are miros așa. Intră destul de greu, dar înțeleg că e puțin lipicios. Interesant, o să testăm și vă spun. Și am ajuns la 24. Un beauty oil, un ulei. Acum trebuie să văd eu dacă este ulei de față sau e ulei de corp. Ulei hrănitor. Ok, m-au lămurit. Gata. Și asta a fost calendarul. Mulțumesc mult, moșu. Se pare că am fost foarte, foarte cu minte. Acum trebuie să mă pun să filmez și pentru TikTok. Și ne auzim noi imediat. Așa, și ca să fac, că am uitat să vă zic, să fac așa un fel de comparație între ăsta și cel de la Balea. Cred totuși că este un pic mai fain cel de la Balea din punct de vedere al aromelor. Mă așteptam ca cel de la Alverde să aibă arome mai naturale și ați văzut că am avut cu lămâie, cu portocale, cu lavandă, patchouli. Dar
Cred totuși că e mai fain un pic ăla, plus că acela este și un pic mai ieftin decât acesta. Asta cred că a fost ceva gen 103 sau o chestie pe acolo. Ieri m-am uitat la Polar Express sau The Polar Express. Este o animație pe care o revăd cu drag în fiecare an. Ieri a fost ziua de film vechi de Crăciun și m-am uitat la acesta. Foarte, foarte drăguț cu un băiețel care călătorește cu expresul polar, care și-a pierdut un pic încrederea în ideea asta de Moș Crăciun și da, vă las să aflați uitându-vă la el. Nu vă dau spoilere, asta am vrut să zic. Și pentru seara asta nu știu la ce o să mă uit. Am văzut că a apărut ceva nou pe Netflix, dar n-am apucat să văd despre ce este vorba. Adică doar am văzut poza filmului, dar n-am văzut despre ce e. Filmul se numește B&B și Zurgălăi. Vedem, cred că la asta o să mă uit. Nu vă zic acum descrierea lui pentru că o să vă citesc mâine. Acum e ceasul 4:30. Eu am terminat cu recuperarea. A fost doamna Lumința pe la mine și iar. Doamne, deci îi spuneam și zise că noi niciodată nu ne plictisim, adică deși ne vedem aproape în fiecare zi, cu excepția weekendului, în fiecare zi găsim subiecte noi de vorbit. E ceva wow, că ne potrivim așa pe foarte multe subiecte. Iar acum vreau eu să mă pun să editez la clipul pe care îl vedeți voi acum, pentru că e destul de lung. Și, sincer să fiu, mă gândeam să fac încheierea acum, pentru că alte lucruri interesante nu se mai întâmplă și nu am să vă arăt. Și să am timp eu ca lumea să editez clipul și să mă mai uit și eu la alte persoane pe YouTube. Nu știu dacă ați observat ținuta mea din ziua de azi, dar la urechi port niște cercei cu ren pe care am primit eu, cred că anul trecut, de la Lily, tipul draga mea. Iar pe mine port un pullover cu elf. Ceva, nu știu ce zice cu elf acolo. Iar în jos am pijamale, pentru că de ce nu? Azi suntem așa mai Christmassy. Am găsit pe internet cum îi spune, un live cu muzică în asta de Crăciun, jazz. Mamă, deci îmi place la nebunie, nu știu cum sunteți voi, dar ador. Și nu știu dacă v-am spus, dar în ultimul timp, seara înainte să mă culc, ascult Magic FM. Ok, și aproape 2 ore mai târziu, cu machiajul meu dat la o parte, vine tata acasă și vedeam că ține telefonul așa și eu am crezut că vrea să-mi dea bani să-mi filmeze reacția, gen. Și deodată văd că scoate de la spate asta. Deci, efectiv, am rămas șocată. Eram gen, oh my God! Și zic, mama, ai știut? Ai știut? Ma, nu, n-am știut nimic. Mi-a zis el ceva că ce i-am luat eu o să o dea gata sau o chestie genul ăsta. Dar nu a știut nimic și sunt, doamne, deci, n-aveți idee, este un nou telefon, un iPhone, oh my God, e primul meu iPhone. Sunt foarte emoționată pentru că nu mă așteptam, este iPhone 14 din ce văd eu aici. Și hai să-l desfacem pentru că, n-am, deja, oh my God, oh my God, emoții. Mama l-a certat o grămadă pe tata că trebuia să mi-l dea de Moș Crăciun, dar tata n-a mai avut răbdare. Adică și nici nu mi-a dat de înțeles pentru că, da, am mai vorbit, m-a întrebat într-o zi ce model îmi place, dar am scris doar așa, pur și simplu, vai, ce culoare uite! Ce culoare e? Superb! Gloria lui Georgie! Da!
Deci, efectiv, am leșinat. Am leșinat. Cum să fii tu mouul ăsta superbisim, care eu am toate culorile, toate lucrurile din camera mea. Deci, până și crema asta, culoarea de pe pereți, perdeaua e cu mov, tot e cu mov și acum am și telefon cu mov. Oh my God, deci, vai, deci e superb, 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 superb. Ia, satisfăcător. Ia să auzim. Vai! Doamne, deci... Ia să vedem, sunt curioasă dacă e... e mai micuț decât celălalt. Ăsta era un Samsung A72, care probabil o să ajungă la unul din ei, pentru că de obicei așa cam facem. Dar e superb, superb, superb. Deci, doamne, nu să cred. Și chiar mă putea gândi să-mi dea o comandă de husă pe telefon și am zis, băi, mai stau că poate totuși, adică undeva în sufletul meu îmi doream, mi-am scris pe listă, am vizualizat, m-am vizualizat cu el, am văzut modelul, am văzut culoarea asta pentru că m-am uitat și eu pe internet și uite că acum îl am. Da, mulțumesc, 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 n-am, deci sunt prea entuziasmată, ok. Vă las cu continuarea, să zic așa, pentru că vlogul ăsta era terminat, dar uite că mi-au fost date planurile peste cap într-un mod plăcut. Da, sunt super, super fericită. Iar sfatul zilei de azi, să zicem sfat sau cum era, sfatul zilei sau ideea zilei, recomandarea zilei, o să zicem sfatul zilei, până la urmă, deși știu că nu mi l-ați cerut, dar v-am spus, dacă nu vreți să îl preluați, nu o faceți, dar sfatul zilei de azi este să fiți conștienți de timpul pe care îl aveți. Aveți grijă cu cine vă consumați timpul, aveți grijă cu cine alegeți să împărțiți din timpul vostru. Timpul este cea mai importantă resursă și ar trebui să avem mare grijă ce facem cu timpul nostru, ce alegem, cu cine alegem să stăm, cu cine alegem să vorbim, ce alegem să ce acțiuni alegem să facem cu timpul nostru, în timpul nostru, pentru că am spus, timpul este foarte important. Din cauza asta eu am renunțat să mă uit la multe persoane pe care le urmăream pe YouTube, pentru că simțeam că efectiv îmi pierd timpul cu niște persoane cu care eu nu rezonez. De aceea mereu vă încurajez să vă uitați pe YouTube doar la cine vă place cu adevărat și să nu vă pierdeți timpul cu oameni cu care nu sunteți pe aceeași lungime de undă, cu care nu aveți principii și valori comune. E foarte important, adică, nu știu, eu am învățat lecția asta și nu mai fac greșeala asta de a mă uita și de a-mi pierde timpul făcând lucruri pentru oameni care nu merită, pentru că timpul nu se mai întoarce. Ce a fost, s-a dus, nu mai vine, așa că aveți mare grijă de timpul vostru și faceți lucruri care chiar vă aduc un plus valoare în timpul vostru. Acesta a fost clipul de azi. Dacă v-a plăcut, așteptați un mare, mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar până data viitoare, adică până mâine, să aveți o zi superbă! Pa, pa, pa!